Cristina Andreea Mărgheanu și Daniel George Corbeanu sunt singurii absolvenți din județul Olt care au luat examenul de bacalaureat cu media generală 10. Ambii sunt elevi ai Colegiului Național Ion Minulescu din Slatina. Sunt foarte fericită și mă bucur că am reușit să obțin această notă. A fost greu? Sincer, nu a fost foarte greu, adică subiectele au fost mult mai ușoare decât mă așteptam, mai ales la matematică. Așa, eu m-am pregătit destul de mult, am depus efort constant în anii de liceu și mai ales în ultima perioadă, acum în clasa 12-a, în ultimele luni. Este o realizare pe care nu am și nici nu cred că o să o mai văd vreodată, dar am tras foarte mult și am sperat să iau această notă. Te așteptai? N-am avut nici cea mai mică așteptare că o să iau vreodată această notă. Dar am tras constant, am muncit, cât am putut. Cei doi tineri sunt pasionați de tehnologie, iar din toamnă vor continua să fie colegi, de această dată în mediul academic. Andreea și Daniel vor studia la Universitatea Politehnică din București, la Facultatea de Automatică și Calculatoare. Cred că aceasta este facultatea care mă reprezintă, pentru că matematica și informatica au reprezentat pentru mine niște materii foarte importante. Din fericire am reușit să fiu admisă deja, am dat pe 30 aprilie o preadmitere la București cu un examen și am reușit să intru deja, deci am scăpat cumva de stres. Ce sfaturi le-ai da și celorlalți care urmează să aibă bacul în anii viitori? Să muncească în mod constant, să nu acumuleze goluri pentru că sunt mult mai greu de depășit după și să își urmeze visul și să-și valorifice întotdeauna potențialul maxim.